Radio Vocea Speranței. Salutare, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Astăzi vorbim despre antreprenoriat, despre ecologie și agricultură. O avem invitată în studio pe Svetlana Nițoreanu, care deține împreună cu soțul ei o livadă de alun ecologic la Căușeni. Svetlana, bine ai venit la Radio Vocea Speranței. Bine v-am găsit. Pentru început vreau să ne explici ce înseamnă livadă de alun ecologic, fiindcă văd în toate sursele media că voi ați obținut acest certificat și într-adevăr este un pas foarte important. Ce înseamnă această noțiune? Ecologic? Da. Deci este un produs obținut cu anumite standarde de, de producere. Da? Certificat presupune că noi nu îl prelucrăm cu chimia. 55су сунта ну мидумиибілен grikultur еколотиканойку кумачелон Шлон тежаредтясалотукша де часмедене ча Când ați început toată această activitate în agricultură, în domeniul agriculturii, fiindcă știu că tu nu ești din acest domeniu și nici studii nu ai în domeniul agricol? În 2015 a început totul, deci în toamna 2015 am planificat și am plantat această livadă și deja de atunci a început povestea noastră. Da, nu am studii în domeniu, deci eu în general am venit dintr-un domeniu, mă rog. Departat agriculturii, din sistem bancar, dar, în fine, până la urmă, cunoștințele care le-am avut din aceste domenii mi-au permis să avansez și în agricultură. Dar cum au fost primii pași, iată, atunci când ați hotărât? De ce anume ați ales alunul? Cum, cum a fost această decizie? Aici mai degrabă a venit soțul cu ideile lui Bizare, fiindcă eu nu mai astfel le numesc. Alunul mie mi-a plăcut din simplu motiv că eu ador această nucșoară. Uh, și mi-a plăcut încă momentul că nu este un produs perisabil. Da? Deci el poate fi păstrat mai mult timp, nu ai grabă la recoltare. Deci și iată momentul ăsta pe mine m-a fascinat într-un fel. Uh, clar că noi am studiat și am văzut mai multe uh, lucruri, dar alunul a fost cel care ne-a oprit. Deci în 2015 vreau să vă zic că nu erau așa de multe plantații. Deci el era de-abia, de-abia începea să, se planteze. Cum au fost primii ani după ce ați început uh, să, să, activați în domeniul agriculturii? Care au fost cele mai mari provocări? Pentru agricultura multianuală, deci pentru livezi, deci primii ani sunt grei din simplu motiv că necesită foarte multe investiții. Deci noi venit real nici până acum nu pot să zic că avem, fiindcă iarăși noi reinvestim tot ce aici, câștigăm, reinvestim. Deci grei, complicați ați beneficiat de sprijin în cadrul anumitor programe sau de niște granturi, Vre să ne povestești mai multe detalii. Da, eu am lucrat foarte mult la atragerea finanțărilor din, din afara afacerilor. Foarte multe granturi au fost implementate, noi și acum implementăm foarte multe proiecte. Și clar lucru că dacă să vorbim de Ajutorul din partea statului, da, fiindcă subvenționarea, deci este o parte care acoperă care va cheltuieli, dar nu, mă rog, nu, nu toate clar lucru. Și cum crezi, este pe, să zicem, destul de satisfăcătoare Iată acest ajutor pentru antreprenorii de la noi din țară Puteți să supraviețuiți, să vă dezvoltați în continuare Fiindcă sunt foarte mulți care spun că aici este imposibil să faci ceva Supraviețuire, da, dezvoltare nu prea Fiindcă în momentul în care nu mai... Să contezi pe, pe ajutorul statului este, cred că, bizar, nu are sens. Dar în considerație că sunt foarte multe programe, inclusiv și de stat, deci chiar și aceleași programe oferite de Odim, acum ODA, ele ajută foarte mult. Cel puțin la început, la start, îl încurajează, cred că, tineretul destul de bine. Cel puțin cu noi a fost chestia asta. S-a întâmplat și mie foarte îmi pare bine că eu am reușit să, să atrag finanțările date. Ajută. Dar la început, uh, voi ați trecut prea, deja de, să zicem, de niște pași, și vreau să, spu să le spuneți la cei care acum vor să inițieze ceva, câteva sfaturi sau <laughs> sunt sau câteva simple. greșeli pe care ei să nu le facă. Sfaturile sunt foarte simple. Să gândească, cred că nu, ca în proverb, șapte ori, dar cred că 17. E complicat. E complicat. Și vă aș spune că um, am să încerc să răsfoiesc, să văd în scrierile mai vechi. Deci, cu siguranță, business planul care a fost cândva în 2015 făcut pe hârtie cu ceea ce este în realitate, sunt două lucruri diferite. Cum v-ați descurcat în perioada pandemiei? În perioada pandemiei, eu consider că fiecare criză e, este o oportunitate de dezvoltare. Uh, în pandemie, noi am uh, ținut foarte multe, din simplu motiv că în prima lună am, reușit să ne mobilizăm um, și am început să fie organizate târgurile, numai că clar că erau cu condiții foarte stricte, mă rog, pandemie, pandemie. Și noi chiar în pandemie am și început să participăm la târguri, am reușit într-un termen foarte scurt să decojim, fiindcă până atunci nu îl vindeam numai în vrag, în coajă al Ne-am mobilizat, l-am decojit, am găsit... Uh, modalitatea de a-l împacheta, am găsit modalitatea de a face grabă etichetă, adică atunci s-au făcut foarte multe lucruri și am mers înainte, nu, nu am pierdut timpul. Dar cu ce produse voi acum, iată, aveți din, din această plantație? Gama este foarte simplă, deci trei poziții, alun în coajă, alun de cujit, adică miez de alun și miez de alun copt în rolă, atât. Dar de ce noi ar trebui să consumăm Spune fiindcă sunt beneficii. foarte bogate în fibre și în proteine pentru cei care nu mănânc mă rog proteine de origine animală adică carne cum, cum sunt eu deci eu consum foarte mult alun fiindcă este proteine, este fibre microelemente el e benefic la fel ca și în linia cu nuca și cu migdalul și alte nuci dacă n-ați ieșit pe, prea, pe piață prima dată, cum ați fost întâmpinați atât de consumatorii moldoveni, fiindcă nucile și tot ceea ce ține de de partea asta mi se pare că acum în ultimii ani s-a pus da, accent da. mai mult pe consumul. Și au, eu am impresia, adică eu nu am urmărit uh, această evoluție, dar am impresia că totuși un pic uh, consumatorul nostru a fost educat de cei care au început să crească migdal. Și atât ei, băieți încetișor, au, au educat consumatorul că, iată, migdalul trebuie să fie în consumul nostru zilnic și încetișor lumea a început să consume și migdal și nucă. Și noi cu alunul ne-am aliniat aceste tendințe și mergem înainte. Dar vreau să vă spun că sunt foarte mulți consumatori conștienți și eu chiar am clienți care, practic, dacă nu în fiecare sâmbătă vin la târg, atunci peste o săptămână și ei cumpără, adică ei consumă mult. Fac lapte, îl foc în rol, îl hidratează, îl pun în diferite gustări, copturi, adică el este destul de desutilizat. Ce face acum plantația, plantația voastră? Noi acum ne pregătim de recoltare. De câte ori pe an are loc? Recultarea o dată în an, numai că ea durează câteva etape, fiindcă alunul de genul lui nu, nu este ca migdalul sau nuca, care pot să scuturi copaci și el să cadă jos. Deci el singur trebuie să coacă și el după ce coace, el cade jos singur. Deci noi mergem o dată, îl recultăm și mai așteptăm o săptămână, fiindcă sunt trei soiuri în livadă și respectiv la dâns și perioada de coacere este diferită. Deci noi mergem o dată, recoltăm, mergem încă o dată, recoltăm și deja a treia oară verificăm și mai recoltăm un pic. Aceasta este activitatea voastră de bază, iată, cu această plantație de ideală. Nu? asta este o, o afacere secundară și ea a apărut în urma necesității diversificării afacerilor existente anterior. Vroiam să te întreb cum arată, iată, o zi din viața unei femei antrenate în antreprenoriat și agricultură. Uh, am să vă spulberg un pic impresia, fiindcă eu mai mult mă ocup de administrare. Da? Deci, ceea ce stăne de legătură cu banca, de atragere finanțărilor, de marketing, de promovare, de, mă rog, dar în linii generale de nemijlocit activitățile în câmp se ocupă soțul meu.

numai că în diferite perioade în primăvară deci noi facem anumite lucrări, în vară se fac anumite lucrări, în toamnă anumite lucrări. Cumulativ trei luni pe an se lucrează. Iată tocmai de ce ăsta a fost varianta cea mai optimală de diversificare a afacerilor care le am le aveam. Acum însă prima afacere care a existat și în 2015 e atât de mult s-a lărgit ca ca timp că noi nu reușim în via să facem, adică asta e dar cum este experiența voastră la, la Camara Fest? Fiindcă sunteți chiar de la începuturi cu... Da, este o experiență foarte bună, foarte plăcută, fiindcă noi cu Diana am găsit cumva limbă comună, participăm practic la toate târgurile. Sunt niște târguri bine organizate, Diana având mă rog, o capacitate foarte bună de organizator. Eu apreciez foarte mult munca ei și vreau să-i spun mulțumesc frumos pentru ceea ce faci, cu toate că ea știe, eu de fiecare dată îi spun că, Diana, tu ești om um, cu literă mare. Uh, sunt vânzări bune, adică noi suntem mulțumiți. Uh, și care este părerea ta? Acolo, în preponderență mai mare, e, sunt femeile. Da. Care este părerea ta, iată, vis-a-vis -vis de, de această activitate? Femeile în agricultură, femeile în afaceri? Dacă să ne ghidăm după ceea ce zice Diana, femeile pot tot, femeile tot pot, atunci nu cred că este ceva imposibil. Uh, nu vreau să supăr cumva bărbații, dar uneori și noi, dacă să ne permită, și noi tot putem să, să cot la cot cu ei. Uh, cred că mai degrabă este vorba de careva modificări care le, le observăm noi în societatea noastră, da? Deci și uneori femeile chiar sunt mai puternici și pur și simplu lucrul ăsta nu este convenabil pentru noi să-l exteriorizăm. Hai mai bine să fim noi la locul nostru. Vreau să te întreb câteva, nu știu, sfaturi sau îndemnuri pentru consumatori, că noi toți Vrem să ducem un mod de viață echilibrat, vrem o alimentație mai sănătoasă. Iată, tu vii cu un produs care este nemijlocit inclus în această alimentație sănătoasă. Ce sfaturi iată ai avea tu pentru alimentația noastră de zi cu zi? Uh, nu știu în ce măsură sfaturile mele ar fi uh, plăcute pentru multă lume, fiindcă eu uh, deja undeva de un an de zile consum uh, mult mai conștient. Și ceea ce înainte, și acum eu o numesc uh, plutură de mațe, mă scuzați, uh, fiindcă la noi, mare parte, noi așa și, așa și ne alimentăm. Haideți să fim uh, serioși. Da. Eu acum încerc să consum mai puțin, mai calitativ și pe lucruri chiar mai scump. Fiindcă lucrurile care sunt mai calitative și mai, mai bune, ele a priori nu pot fi ieftine. Deci și iată, în rândul ăsta de idei, alunul este încadrează perfect fiindcă el, dacă îl consumați în prima jumătate a zilei la dejun, atunci vă asigur că dumneavoastră o să aveți foarte multă energie până la mează și nu o să fie necesar să mai aveți careva gustări suplimentare. Deci eu consum puțin, puțin și vreau să vă zic că am rezultate foarte pozitive chiar și la capitolul sănătate. Și îndemn foarte multă lume totuși să conștientizeze că ceea ce mâncăm noi contează, fiindcă ceea ce noi suntem ceea ce este înăuntru nostru. ти монандемна пи Ма птин даранки май ктатив. Шредцикалорлі май пцікарля kon примутнай нерзивавимутнай птерничченде курсу пкасы орноксат. Да voi дистрибуці алуле doри алатыр doарла камара fest. Dar și La EcoLocal mai suntem prezenți, dar luna aceasta nu am participat din simplu motiv că au fost mai multe lucrări, mă rog, tehnici de făcut și în levadă și în Afacere. Și Cei în care doresc pauză. să vă găsească, doar aici la Târg pot. Da. Să... Uh, produsele noastre mai sunt pe biofood.md, deci este un site uh, acum recent uh, lansat de către Asociația Movca pentru consumatorii de produse ecologice. Și acolo suntem. Vorbeam anterior despre etichete și cum noi ar trebui să le citim, să le cunoaștem într-un mod corect și dacă poți tu să ne spui câteva repere, fiindcă pe foarte multe noi vedem scris bio, organic și ecologic, natural și mai sunt câteva adjective care, care descriu produsele. Dar uite că acest proces ecologic, așa cum ai zis tu, sau ca să numim o plantație ecologică, necesită. Necesită anumite aprobări, necesită timp, sunt niște oameni care fac anumite avize, dau anumite aprobări și vreau să ne spui tu diferențele, iată, acestea, cum noi trebuie să le, să le găsim și să le diferențiem. Dacă aceste denumiri ecologic, organic, nu sunt întărite cu careva acte confirmative, atunci sunt pur și simplu niște adjective, atât fiindcă o certificare ecologică în primul rând durează. Pentru multe multianuale este trei ani de conversie. Și numai după aceasta urmează monitorizare și mă rog, organul de certificare decide, îți eliberează sau nu acest certificat. Și în fiecare an tu acest certificat îl confirm prin iarăși monitorizări, iarăși verificări. Și în fiecare an tu plătești o anumită sumă pentru această procedură. Adică ea și este și costisitoare și durează. Și produsele care noi le utilizăm în agricultură ecologică, ca regulă sunt dubli la, la, preț. Dar acum, recent, noi am descoperit că ele s-au scumpit în legătură, mă rog, cu toate scumpirile care au fost și pe locuri ele sunt triple. Asta e situația. Și respectiv, toate aceste cheltuieli, el influențează și prețul final, cum noi, da. Dar care produse sunt, iată, știi tu, sigur că ele sunt certificate ecologică?

Alexei are hrișcă ecologică. Sunt. Aceste produse sunt mai scumpe? Da, da, da. da. Dar acelea din magazin pe care scrie toate aceste cali calificative, Ajective. da. da. El, dacă magazinul la solicitarea dumneavoastră nu poate să prezinte certificatul care confirmă că ele sunt ecologice, atunci rămâne să faceți concluzia dumneavoastră. Am înțeles. Svetlana, ce recomandări ai avea tu pentru, pentru tinerii agricultori, să zic așa, pentru tinerele femei? Și tu ești o femeie pasionată de ceea ce faci și poate cineva ar vrea să afle secretul. Dacă este o pasiune adevărată, atunci nu este nevoie să dau careva sfaturi. Dar în linie generală eu întotdeauna străduiesc să fac ceea ce cere sufletul meu. Deci dacă sufletul meu zice ok, atunci mergem înainte. Am înțeles. Uh, hai acum să dai, te rog, uh, un ultim mesaj pentru radioascultătorii noștri ca să vină de la uh, Svetlana Nițoreanu, uh, cea care deține o livadă de alun ecologic în Căușeni. Un mesaj care vrei tu să, să rămână în inima radioascultătorilor. Vreau să le urez tuturor o zi bună, succes în ceea ce fac și să devină mai conștient, în primul rând, în materie de ce consumă. Mulțumim foarte mult pentru Mulțumim, prezența ta aici. Vă urăm succes mersi și mult. sperăm că radioscultătorii noștri vor deveni cointeresați din ce în ce mai mult de aceste produse certificate cu adevărat ecologice. Da, mersi mult, o zi bună! Radio Vocea Speranței